Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre misterul oamenilor umbră, între superstiții și realitate. Oamenii umbră sunt considerați a fi creaturi umanoide percepute într-o zonă semi-întunecată, văzute fie ca fantome, ființe interdimensionale călătorind în timp extraterestri, fie pur și simplu izvodiri ale imaginației. Ați simțit vreodată că vedeți ceva în colțul ochiului și atunci când v-ați uitat mai bine cu ambii ochi, de fapt nu ați văzut nimic? Tot mai mulți care au fost martorii oamenilor umbră, așa numiți Shadow People, se întreabă cine sunt și care e scopul lor. În acest articol veți afla răspunsurile la multe din întrebările și misterele care îi înconjoară pe oamenii umbră. Cine sunt oamenii umbră? Oamenii umbră sunt cei observați prin vederea periferică și în timp ce ați putea simți că se află ceva acolo, omul umbră a și plecat până când vă întoarceți capul. Într-un interviu acordat unui post de radio, un specialist în domeniul paranormalului declara că oamenii umbră sunt ființe din dimensiuni paralele care au fost consemnate de mult timp în istoria omenirii. Cercetătorul spune că începând cu 2000, oamenii umbră au început să devină din ce în ce mai vizibili ca urmare a creșterii frecvenței și accelerării timpului. Acela specialist a mai declarat că oamenii umbră sunt ființe anorganice, care trăiesc într-o dimensiune paralelă și se hrănesc cu descărcările emoționale ale energiei. Oamenii umbră sunt vampiri energetici. Cum arată oamenii umbră? Diverși martori au văzut oamenii umbră purtând o mantie sau un giulgiu sau chiar îmbrăcăminte. Oamenii umbră diferă mult și ca formă și ca mărime, ca înfățișare. De exemplu, au fost descriși oameni umbră cu ochi roșii. Oamenii umbră sunt produsul halucinațiilor și iluziilor. Oamenii de știință, desigur că nu recunosc existența unor asemenea ființe și spun mai degrabă că ar fi vorba de iluzii și halucinații, cauzate de consumul de droguri, de efectele secundare ale medicamentelor, dar și de interacțiunea agenților externe asupra organismului uman. Un alt motiv ar fi acela al lipsei de somn ce ar putea duce la halucinații. Unii se feresc mult să vorbească despre prezența oamenilor umbră, întrucât cred că ar fi considerați ca fiind nebuni de către familie și cei apropiați. Dar aici, pe site-ul Secretele lui Lavendel, eu nu judec pe nimeni și dacă voi aveți experiențe cu asemenea oameni umbră, chiar vă rog să fiți liberi să le povestiți. De ce apar oamenii umbră? O posibilă explicație ar putea fi găsită undeva între metafizică și fizica cuantică. E posibil ca odată ce voalul celei de-a treia dimensiuni se ridică, noi să fim din ce în ce mai receptivi la ființe din diferite dimensiuni sau care au vibrații diferite. Odată ce dimensiunile se îmbină și se suprapun, e foarte posibil ca multe fenomene ciudate, inexplicabile să apară din ce în ce mai des. Animalele și oamenii umbră. Animalele pot fi mai receptive la oamenii umbră decât noi. Pisicile par a fi cele mai perceptive la oamenii umbră, iar acest lucru e de înțeles din moment ce pisicile au o vedere superioară noaptea atunci când apar oamenii umbră. Există și alte teorii despre originea oamenilor umbră. Precum am spus mai sus, există teoria că oamenii umbră ar fi ființe anorganice din alte dimensiuni, dar nu e singura teorie. O teorie alternativă ar fi aceea că oamenii umbră sunt persoane decedate care nu vor să se întoarcă spre sursa lor divină sau încă nu sunt conștiente că pământul nu mai este casa lor. Alții cred că oamenii umbră nu ar fi altceva decât niște călători în timp. Cum vă protejați de oamenii umbră? Dacă credeți că sunteți vizitați frecvent de oamenii umbră, iată câteva modalități pentru a vă proteja. În primul rând, trebuie să nu mai aveți frică față de aceste ființe, că cele vor continua să se hrănească din această frică. În al doilea rând, spuneți-vă o rugăciune puternică în care aveți încredere sau faceți un exercițiu de meditație. Oamenii umbră nu suportă gândurile și energiile pozitive din jurul vostru. De asemenea, parfumați-vă casa cu tămâie, căci aceasta alungă orice fantomă de energie negativă și orice gând negativ. N-ar fi rost să purtați la voi o amuletă, o piatră semiprețioasă sau un cristal autentic. Oamenii umbră vă pot ataca? Potrivit unui cercetător în domeniul paranormalului, oamenii umbră sunt entități supranaturale malefice. Deși e posibil ca, de la distanță, oamenii umbră să vă facă rău fizic, prin mutarea de obiecte e mult mai probabil ca ei să vă atace emoțional prin intermediul fricii care le dă energie. Așadar, dacă aveți povestiri personale despre oamenii umbră, vă rog să le scrieți aici. Vă rog să nu floriți nimic și să spuneți doar adevărul, nu are niciun rost să mințiți, căci nu obțineți niciun premiu. Oamenii din umbră sunt creaturi umanoide, așa cum vă spuneam, care par să fie raportate cu o frecvență tot mai mare. Ce sunt ei? De unde vin ei? Aflăm mai multe amănunte dintr-un interviu cu Jason Offutt, autor al Darkness Walks, The People Shadow Among Us, oamenii umbră printre noi, despre acest fenomen neplăcut. Întrebare, fenomenul oamenii umbră pare a fi destul de răspândit.
Credeți că acestea sunt legate de ceea ce considerăm în general fenomene fantomă și bântuie? Jason, da și nu. Din cercetările mele am descoperit că oamenii din umbră se încadrează în multe categorii paranormale diferite, fantomele, bântuirile fiind doar una. Cu toate astea, multe întâlniri cu oamenii de umbră par să reflecte întâlnirile fantomă și sunt întâlnirile cele mai frecvente de umbră. O umbră mai neagră decât cea de noapte pe care oamenii o văd mergând prin dormitor, hol, cameră de zi, etc. Acești oameni din umbră sunt cei mai buni, de obicei nu iau notă de cei care le respectă. Întrebare: cât de mult ați putut să găsiți în scris referințe sau documentații despre oamenii din umbră? Jason: cea mai veche întâlnire de prima persoană pe care am descoperit-o a fost un bărbat care mi-a spus că a văzut oameni de umbră ca un copil la sfârșitul anilor 40. Cea mai veche mențiune a unor entități ca aceasta în literatură pe care le-am găsit a fost la sfârșitul anilor 1800, deși oamenii din umbră au fost raportați în diverse religii din întreaga istorie. Întrebare: evident, trebuie să existe multe cazuri în care oamenii presupun că oamenii umbri sunt niște umbre simple, cauzate prin mijloace obișnuite. Aveți o estimare a procentului care ar putea fi considerat adevărați oameni de umbră? Jason, nu voi pune lovitură la procent, pentru că oamenii cu care am vorbit au văzut ceva real în mișcare și amenințător. Milioanele de oameni care s-au speriat de umbre obișnuite își dau seama în cele din urmă că este ceea ce a fost și uită de asta. Cu toate acestea, există numeroase întâlniri care sunt identificarea greșită, paralizia somnului și alte manifestări psihologice care nu se întâlnesc cu oameni reali, deși par a fi. Da, unele observații ale oamenilor din umbră sunt doar un suport de haină, un truc de lumină și umbră sau rezultatul unui dezechilibru chimic în creier. Dar aceste rapoarte provin de la oameni care se trezesc într-o ceață sau doar văd ceva în colțul unui ochi. În întunericul Ox, toate întâlnirile oamenilor din umbră sunt autentice, multe dintre ele sunt în timp ce oamenii sunt treji sau sunt în timpul zilei. Întrebare: puteți descrie pe scurt dovezile empirice sau științifice dacă există că umbrele ar putea fi reale? Jason, există dovezi științifice că umbra oamenilor nu este reală și o analizez în carte. Comportamentul oamenilor din umbră nu corespunde niciunei legi a fizicii. Ele pot fi explicate prin psihologie și experimente care au fost efectuate pe pacienți cu epilepsie. Cu toate acestea, marea cantitate de conturi la domiciliu, în cazul în care aceste entități au lăsat dovezi fizice, sticlă spartă, obiecte deplasate, durere la atingere, mă determină să cred că există aceste entități. Știința nu le-a prins. Pagina următoare, misteriosul Hatman. Întrebare: în Darkness Walks categorizez 8 tipuri de oameni de umbră, unul dintre ei fiind foarte curios, Hatman. Am primit multe astfel de conturi și pe site-ul meu. Ce credeți că acest tip de umbră este sau nu este reprezentat? Jason: Hatman nu este doar un tip de entitate. Există numeroase cazuri în care omul umbrei poartă o pălărie. Întotdeauna o pălărie în stil vechi și se comportă ca o fantomă, se spune că se comportă cum ar fi starea în picioare sau dispariția. Oamenii care asistă la acest tip de entitate aproape că niciodată nu raportează frica, așa că eu cred că aceasta este pur și simplu observarea fantomelor. Celălalt tip de bărbat cu șapcă poartă aproape exclusiv o fedora și este mult mai nervos. Oamenii raportează teroare puternică atunci când se confruntă cu această entitate și simt că își hrănesc frica. Această entitate amenințătoare are ocazional ochi roșii strălucitori și nu se estompează ca o fantomă, se îndepărtează ca o entitate fizică. Acest tip de headman nu este o fantomă, este ceva mult mai rău. Întrebare: o teorie este că oamenii din umbră nu sunt chiar fantome în sensul tradițional, ci că sunt ființe interdimensionale vii sau chiar călători în timp. Care sunt gândurile tale, Jason? Fizicienii cărora le-am pus această întrebare au avut o chicoteală, dar sutele de persoane pe care le-am citit sunt ființe interdimensionale, asta e cea mai logică explicație. Acest lucru ar explica comportamentul numărului mare de rapoarte de oameni umbroși ai unei entități care pur și simplu par să meargă de la punctul A la punctul B, complet nevăzând lucruri precum oameni și ziduri. Poate că oamenii din umbră sunt pur și simplu imagini ale unor ființe interdimensionale care sângerau în tărâmul nostru. Astral, proiecție este o altă explicație similară. Poate că aceste entități sunt ceea ce putem vedea despre forma astrală a unei persoane. Persoanele din umbră care călătoresc în timp nu-mi fac mult sens. Nu sunt multe teorii științifice legate de călătoriile în timp, dar cine știe? Întrebare: puteți să descrieți pe scurt una din cele mai neplăcute sau neliniștitoare întâlniri cu oamenii de umbră pe care i-ați întâlnit?
Jason, în ultimele luni am fost contactat de o femeie al cărei soț a murit de cancer. Odată cu apariția cancerului, el a raportat că a văzut oameni din umbră care stăteau în jurul patului. Nimeni nu-i putea vedea. Săptămâni de la moarte, numărul de oameni de umbră în camera lui a crescut la mai mult de 20. Deși slab, el a convins-o pe soția sa să-l ducă la un hotel aflat la 150 de mile departare. Când au ajuns la camera de hotel, i-a spus soției că vrea să meargă în călătorie cu ea să se ascundă de oamenii din umbră, dar l-a urmat. După ce s-a rugat ca entitățile să-și părăsească soțul, au dispărut și a murit. Am întâlnit o serie de povești despre oameni din umbră care păreau să aștepte pe cineva să moară. Sincer, asta am simțit. Jason Lafatt este de asemenea autorul lui Haunted Missouri, iar site-ul său este From the Shadows. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, vă spun ca de obicei pe curând. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt din nou astăzi cu voi cu o nouă poveste despre copiii solari paralizați după apusul soarelui. Într-un satuc din Pakistan, în apropierea orașului Quetta, locuiește o familie cu mai mulți copii. Cei mai mari dintre ei, Rashid și Soaib, își trăiesc viața într-o condiție medicală pe care știința sau chiar medicina n-au putut-o identifica. Cei doi frați își petrec zilele absolut normal, făcând tot ce le stă în obicei unor copii de vârsta lor. Însă, odată ce soarele apune, energia lor scade vizibil și devin apoi incapabili să se miște. Devin absolut paralizați. Și în modul acesta își petrec întreaga noapte când, după ce soarele răsare din nou, ei își pot relua activitățile obișnuite, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În Pakistan, nu mai este nimeni ca ei și, din ce se pare, asemenea cazuri, dacă au mai existat vreodată în întreaga lume, numărul lor a fost neînregistrat. Prin urmare, este foarte posibil ca această condiție medicală să fie caz unic. Dintre cei patru copii ai familiei rămași în viață, surioara lor nu prezintă niciun simptom de acest fel, însă mezinul de un an deja dă semne că este și el afectat de această, haide să o numim, paralizie de apus. Tatăl lor, Muhammad Hasim, a hotărât să cerceteze acest caz și a făcut cunoscută problema fiilor săi cât a putut el de mult, dorind să le poată oferi șansa unei vieți normale. Am patru copii rămași în viață, declară Muhammad Hasim pentru un post de știri din Pakistan. Dintre aceștia, trei suferă de o boală pe care nimeni nu o înțelege, din cauza căreia mulți spun că sunt victime ale magiei negre. I-am dus și la clinici din apropiere la început, unde medicii nu au putut nici să înțeleagă ce se întâmplă cu copiii mei. Atunci am început să vizitez vindecători spirituali. Am fost neajutorat și dezamăgit pentru că nu mi-a fost posibil să găsesc și să-mi permit tratamentul copiilor mei. Cei doi fii mai mari ai mei sunt complet afectați de boală, iar fiul meu cel mic, Ilias, cel care are doar un an, a început să prezinte simptome, a spus tatăl copiilor. Cazul a ajuns în atenția unor realizatori TV din Pakistan, care au realizat reportaje ample în casa celor doi frați paralizați, urmărindu-i pas cu pas. În primăvara anului 2016, mai multe canale TV din Pakistan au preluat știrea celor doi frați solari, o denumire pe care au primit-o nu pentru a adăuga notorietate cazului lor, ci pentru că, așa cum se pare, cei doi frați sunt în plină energie și în deplinătatea facultăților lor locomotorii, cât soarele este pe cer. În vârstă de 13 și respectiv 12 ani, Soaib și Rashid sunt capabili să meargă, să vorbească, să mănânce și să fie activ fizic în timpul zilei. Când soarele apune, aproape ca și cum ar fi sub efectul unui blestem fermecat, devin lipsiți de mișcare și de capacitatea de a vorbi. Membrele lor, atât mâinile cât și picioarele, încep prin a nu se mișca, apoi întregul lor corp devine inert în poziția în care ei se află. Băieții știu că, odată cu lăsarea serii, trebuie să fie undeva prin preajma casei sau chiar înăuntru ei, căci nu se vor mai putea deplasa.
În interviurile realizate de televiziunile pakistaneze, ei mărturisesc că membrele lor îi dor foarte tare în timpul paraliziilor. Și chiar dacă își pot mișca ochii sau gura, nu sunt capabili să vorbească. Unica mișcare a corpului este clipitul ochilor. În timpul nopții, total neajutorați, captivi în corpurile lor, frații așteaptă cu resemnare sosirea zorilor când se pot ridica ca prin miracol din starea de paralizie inexplicabilă. O stare care îi transformă în ființe incapabile să facă ceva pentru ei înșiși. Cum zorile își fac apariția, funcțiile locomotorii ale corpurilor lor își reiau activitatea ca și cum aceasta n-ar fi fost întreruptă niciodată, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Îngreunat de situația figlor lor, care cer supraveghere permanentă, Muhammad, tatăl băieților, a încercat tot ce a putut pentru a obține ajutor. A fost Irfan Hasmi, jurnalistul care a ajutat familia celor doi băieți să facă cunoscut acest caz, un caz care a ajuns în atenția medicului Javed Akram, profesor și doctor la Institutul de Științe Medicale din Islamabad, Pakistan. Acesta a mărturisit inițial că a luat cazul ca pe o provocare. A declarat că medicii noștri fac teste medicale pentru a determina de ce acești copii rămân activi în timpul zilei, iar seara, chiar dacă pot deschide ochii, nu pot vorbi sau mânca atunci când soarele apune. Potrivit profesorului Akram, părinții celor doi frați au mai pierdut încă doi fii în această stare. Actual, deși sora lor nu este afectată, mezinul a început și el să prezinte stările paraliziei la apusul soarelui. Prin urmare, o primă și firavă concluzie, dar irelevantă din punct de vedere medical, este că această paralizie afectează genele masculine. Însă, după multiple verificări și analize, medicii rămân nedumeriți de această afecțiune. Din locația familiei s-au preluat probe de aer, sol, apă și s-au făcut diferite teste de sânge și ADN pentru a depista eventuale mutații. S-a luat în considerare factorul genetic și datorită faptului că mama și tatăl băieților sunt veri primari, un lucru foarte obișnuit în Pakistan. Totuși, a fost exclusă ipoteza cum că boala băieților ar putea fi una de natură genetică, întrucât testele de sânge au fost preluate de la toți membrii familiei, inclusiv părinții, iar diferențele rezultate, banale și deloc spectaculoase, n-au putut convinge medicii că sunt responsabile pentru această formă de paralizie. Testele medicale au scos la iveală faptul că cei doi băieți nu suferau de paralizie specifică somnului, o paralizie temporală cauzată de leziune ale creierului. Nu este vorba nici despre binecunoscutul somn REM, fază în care se produc cele mai numeroase și mai intense vise. În timpul acestei faze, ochii se mișcă foarte repede, iar activitatea neuronilor de la nivelul creierului este asemănătoare cu cea a stării de veche, o stare care mai este denumită somn paradoxal. Totuși, Rashid și Saoib au devenit cunoscuți în lumea medicală, dar și în mass media din întreaga lume precum copiii solari, pentru că, aparent, își preluau energia de la soare, iar când soarele apunea, energia lor se epuiza. Medicii pakistanezi au exclus teoria nesubstanțială conform căreia băieții primesc energie de la soare, deoarece aceștia au putut să se deplaseze în timpul zilei într-o cameră închisă și întunecată. În plus, au constatat că sunt absolut sănătoși și că nu prezintă probleme medicale. Atunci, cărui fapt li se datorează această paralizie la apusul soarelui? Examinările la nivelul creierului au dus la concluzia că și aici cei doi frați nu prezintă nicio malformație. Unii medici pakistanezi au considerat că există un oarecare nivel scăzut al dopaminei, o caracteristică des întâlnită în bolile Parkinson. Doctorul Javed Akram,
a hotărât să efectueze niște experimente prin administrarea unei anumite cantități de medicament dopaminic menit să corecteze dezechilibrul chimic dintre creier și funcțiile corpului. Însă, medicii, deși erau optimiști că tratamentul putea funcționa sau putea oferi oarecare rezultate, datorită unicității cazului nu își puneau mari speranțe în experiment. Sperau cel puțin că aveau o pistă de plecare în a descoperi o ameliorare prin care se poate reda speranța de viață celor doi băieți. Testul s-a efectuat în timp ce o cameră de televiziune înregistra progresul celor doi frați. La 40 de minute după administrarea medicamentului, Rashid, ale cărui gambe erau paralizate, face o primă și bruscă mișcare a unui picior. Flexibilitatea picioarelor începe să fie tot mai vizibilă și chiar expresiile feței și ele paralizate încep să se modifice. Rashid, pentru prima dată în viața lui, începe să se miște și să zâmbească în timpul nopții. Fratele său, Soaib Ahmed, își recapătă și el ușor flexibilitatea membrelor, ca și cum masa musculară blocată se relaxează, permițându-i să facă mișcări noi, chiar dacă tot nesigure. La 45 de minute după administrarea dopaminei, Soaib Ahmed și Rashid ies din starea lor nocturnă paralizată. Acum au zâmbetul pe buze. Miracolul s-a produs. O oră mai târziu, după administrarea dopaminei, băieții solari au devenit suficient de puternici pentru a ieși din spital și pentru a se bucura de plăcerile ieșirii în oraș în timpul nopții. Pentru prima dată în viața lor, frații au controlul trupurilor lor în timpul nopții și se pot bucura de o masă favorită la un mic restaurant după apusul soarelui. Când au ajuns înapoi la hotelul unde erau cazați, medicamentul a avut efect deplin, ei putându-se deplasa nesusținuți de nimeni. Vestea incredibilă a fost imediat transmisă acasă, unde mama și frații lor, împreună cu rudele băieților, s-au bucurat nespus. Profesorul Akram este și el mulțumit de rezultatele experimentelor, însă este conștient că efectul dopaminei administrate nu este etern, iar că băieții trebuiesc în continuare supravegheați în permanență, sub permanent tratament, cel puțin până la noi cercetări și descoperiri. Pentru că a fost un caz unic, medicii pakistanezi au cerut sprijin comunităților medicale din alte state. Universitatea Johns Hopkins din SUA și Spitalul Național pentru Boli Nervoase din Marea Britanie au fost contactate și solicitate să colaboreze pentru diagnosticarea copiilor. Se pare că primele similitudini ale stării de paralizie după apusul soarelui sunt cele ale sindromului miastenic. În prezent, o formă derivată a acestui sindrom este încă studiată în cazul celor doi copii pakistanezi. Dar, din 2016 până în prezent, despre paralizia lor, despre cercetările efectuate, dacă s-au descoperit măcar numele bolii sau tratamentul, mărturii recente nu există. În momentul de față, nu mai avem relatări despre cei doi copii solari, cum au fost ei denumiți, și nici nu se cunoaște evoluția lor. Ei bine, dacă acestea au fost răspunsurile cercetătorilor, oare acestea au fost singurele cercetări făcute? Desigur, asemenea cazuri nu trec neobservate de către lumea ezoterică. Metafizicienii, ufologiștii, vindecătorii spirituali sau cercetători alternativi ai fenomenelor sunt de părere că fenomenul paraliziilor nocturne ale celor doi frați este departe de a fi înțeles din punct de vedere medical. Explicația ezoterică asupra fenomenului orientează atenția asupra fenomenelor de existență clonată, experiențe care se aseamănă cu fenomenele abduction, în care subiecții sunt retrași pentru a fi analizați clinic în laboratoarele aliene. În timpul zilei, ei sunt eliberați pentru a realiza un program ce vine studiat minuțios, iar apoi, în timpul a ceea ce noi considerăm a fi paralizie, ei de fapt sunt preluați pentru examinare și descărcare de date. De către cine
ce date și ce scop au aceste experimente, e bine, cercetătorii ezoterici au emis concluzii variate, însă asemănătoare. În multiplele cazuri de relații umane foarte strâns legate ca rudenie, așa cum este cazul părinților celor doi copii, complicațiile genetice pot să servească facțiunilor aliene care de mult timp realizează multiple studii asupra umanilor. Hibridizările și combinațiile genetice aliene rezultă adesea multiple boli, dintre care cele mai neîntâlnite în lumea noastră medicală. Prin urmare, cazul acestor copii solari, să le spunem așa, are mari șanse să fie un experiment genetic alien. Mai mult de atât, desigur, nu avem cunoștință și nici nu putem demonstra. Ipotezele ezoterice, în schimb, sunt foarte bine primite de către cei care sunt observatori ai fenomenelor abduction. Dacă este adevărat sau nu, nu vom ști cu certitudine nici dacă acest lucru este dovedit științific, atâta timp cât dovezile de hibridizare și clonare alienă nu sunt larg prezentate și acceptate. E bine, dragii mei, aceasta a fost povestea copiilor solari, o poveste care, până în momentul de față, a rămas neelucidată. Ființele elementale. În natură există patru elemente de bază, așa cum știm, dragii mei. Foc, apă, aer și pământ. În fiecare dintre cele patru elemente se află spirite ale naturii care sunt esența spirituală a acelui element. Aceste spirite sunt formate dintr-o substanță eterică, unică și specifică elementului lor. Sunt entități vii care uneori au forma chiar umanoidă, dar trăiesc într-o lume a lor proprie, guvernată de legile elementului din care fac parte. Ființele care trăiesc în tărâmul elementelor funcționează în primul rând pe planul mental și sunt cunoscute precum constructorii de forme. Specialitatea lor primară este traducerea formelor de gândire în forme fizice, cumva transformând forțe ale elementelor din care fac parte în modele eterice și apoi în modele fizice. Fiecare dintre elementali este înzestrat cu puterea de a crea forme particulare, specifice elementului său. Fie un atom, fie o picătură de apă, fie nor, fie vânt, ei contribuie la organizarea orânduirii naturii, ajutând ecosistemele să se dezvolte, sprijinind viața și viețuitoarele, prin minuscule intervenții, dar absolut necesare echilibrului universal. Pare straniu, dar elementalii nu sunt chiar atât de nesemnificativi, dragii mei, chiar dacă nu sunt atât de conștienți în ansamblu de aportul adus și de acțiunile pe care le îndeplinesc. Elementele aer, foc, apă, pământ se pot manifesta în forme diferite și în dimensiuni diferite, sprijinind creația pe planuri diferite de existență. Și cum peste tot în univers creația evoluează, trece dintr-o dimensiune în alta, tot așa și creaturile elementale, la fel ca toate ființele, își începe evoluția de la cea mai mică dimensiune și cresc pe măsură ce evoluează. În mitologie se spune că elementalii care operează pe planeta Pământ materializează tot ceea ce colectează din gândurile și sentimentele umanității. Această relație a fost menită să faciliteze remanifestarea cerului pe Pământ. Se spune, tot în mitologia elementală, că ființele elementelor primesc ordine de la Deva, un fel de sursă a Geei, a planetei noastre. Aceste ființe sunt animate de puterea de gândire a oricăror forme energetice. În mitologie se mai spune că ei sunt chiar mici forme de gândire, acești elementali, forme eterice de gândire și constituția lor ca elementali este de fapt formată din forme mai dense de energie, un fel de coagulare de forme gând care dau naștere unor organisme și a unui organism întreg, la fel de eteric ca și materia din care se formează. Cu alte cuvinte, unii elementali au corp eteric, uneori fluid, alteori mai dens, alteori mai transparent,
un corp format din carne, sânge, oase, toate eterice. Și când un mic organism se formează, el deține funcții care mențin viața și care are nevoie de ceva resurse de alimentare. Ca și corpul nostru uman, doar că, în cazul elementalilor, nevoile de resurse sunt altele. Elementalii, dragii mei, trăiesc, proliferează, mănâncă, vorbesc, acționează, chiar dorm și se reîncarcă energetic. Ființele elementale nu pot fi distruse de elementele din care fac parte, precum focul, aerul, pământul sau apa, deoarece au o natură eterică. Dar cu toate acestea, nu sunt nemuritoare. Se pare că trăiesc foarte mult, de la 300 până la 1000 de ani, iar când misiunea lor se termină, ei sunt reabsorbiți în oceanul spiritului, în Deva. Elementalii au puterea de a schimba aspectul și mărimea, mai mult sau mai puțin, după bunul plac. Cu toate acestea, ele nu schimbă elementele care le dau viață. Acestea sunt legi precum un matrix care nu poate fi schimbat prin puterea unui simplu elemental. Dar, pentru că sunt ființe în mare parte eterice, cu particularități mai mult sau mai puțin transparente, ele sunt în conexiune cu tot ce este eteric, cu fiecare corp eteric, indiferent din ce element sau ce combinație de elemente face parte. Toți elementalii, dragii mei, lucrează cu dublurile energetice ale omenirii, chiar și cu corpurile eterice ale obiectelor care pentru noi sunt neînsuflețite. În realitate, orice scaun, masă, farfurie, cană, computer sau cablu de prin casă, înainte de a se naște ca obiect finit, așa cum îl vedem noi în jurul nostru, el a fost un corp eteric. A fost și are o structură energetică și acum, înainte de a fi ceea ce noi vedem că este, o structură a unor combinații de parametri provenite din elementul lor nativ. De exemplu, scaunele sunt din lemn, procesate prin foc sau lemn curbat, introdus în soluții, iar soluțiile au în mare parte la bază apa. Totul se compune din eșantioane extrase din elementele naturii, dragii mei, și totul, înainte de a se naște, are o formă eterică, o aură. Elementalii văd și interacționează într-o formă sau alta cu aceste dubluri, în absolut orice există din viața noastră de zi cu zi. Ce spuneți dacă prezentăm câteva ființe elementale caracteristice fiecărui element? Pentru elementul pământ, dragii mei, principalele categorii elementale sunt gnomii sau piticii. Un gnom este o creatură mitică, caracterizată printr-o statură mică și viață subterană. Sunt cele mai importante ființe care întrupează caracteristicile elementului pământ. Se mișcă cu ușurință prin pământ, așa cum și pe deasupra lui. Se spune că razele soarelui, dacă îi surprind, îi vrăjesc și îi transformă într-un fel de piatră până la apus, când revin la viață. Totuși, gnomii contribuie la protecția pământului și la folosirea lui cât mai adecvată. Ei sunt cunoscătorii tipurilor de sol și a zăcămintelor subterane. Ei susțin manifestarea proceselor naturale de regenerare a solurilor, pentru ca plantele să se dezvolte, pentru ca animalele să aibă hrană și tot așa mai departe. Sarcina lor este aceea de a supraveghea anumite intrări, escavări, gropi sau tuneluri subterane. Totuși, după unele tradiții, gnomii sunt considerați niște creaturi buclucașe și niște goblini. Goblinii de obicei sunt înfățișați ca fiind mici, cu pălării de ciupercă și urechiușe lungi, de câțiva centimetri înălțime, uneori de mărimea unei ciuperci. Posedând diferite abilități specifice elementului lor, mitologia îi descrie ca fiind ființe cu o putere limitată de conștiință totuși, uneori răutăcioase și posnașe. Se presupune că își fac casele în ciuperci sau că le folosesc pe post de mobilier pentru adunarea elementalilor pământului. Nu doar goblinii sunt principalii elementale ai pământului. Elfii, deși în mitologiile umane sunt prezentați diferit, ei intră în categoria gnomilor. Adevărații elfi sunt ființe pitice, cu urechi ascultite și, în general, poartă culorile elementului pământ, de la verde deschis către verde închis și chiar maroniu. Să nu uităm driadele sau amadriadele, dragii mei, acestea sunt nimfe ale copacilor.
Amadriadele sau driadele sunt spiritele copacilor, sunt suflete ale pădurii. Ele trăiesc în strânsă armonie cu arborii, cu vegetația din păduri și, pentru că interacționează cu energia oamenilor, ele caută să-i sperie pe cei care vor să facă rău pădurii, afectând ecosistemele naturale. Amadriadele trăiesc contopite cu copacii, sunt energia copacilor în sine și scopul lor este acela de a proteja viața arborilor din pădure. Fiecare copac are driada lui și când el este tăiat, ea moare. Când îmbrățișăm copacii sau când ne lipim mâinile de scoarțele lor, vorbim cu o driadă. Ea ne poate spune povești și ne poate da din forța ei vitală. Durdalis sunt ființele pietrelor și rocilor, atât de la suprafața pământului cât și din interiorul acestuia. Uneori durdalis iau forma rocilor sau fac ca rocile și pietrele să prindă uneori viață. Manipulează energiile pietrelor și rocilor să creeze anumite structuri mai solide, care să ajute stabilizarea naturii, a vieții, a tuturor locuitorilor pământului. Au puterea de a transforma rocile, chiar în minereuri valoroase. Alteori, colaborează cu alte elemente și ființe elementale, precum cele de apă, căci pietrele, ca și plantele, pot ajuta la formarea cursului unui râu. Sigur că nu doar aceste categorii constituie întreaga populație de ființe elementale ale pământului. Mai sunt de menționat și satirii sau faunii, care, în mare parte, seamănă oamenilor doar că au picioare de căprioară și coarne pe cap. Nu sunt ființe considerate frumoase, uneori chiar înfricoșătoare, însă rolul lor este aceea de a călători pe suprafața pământului și prin păduri, facilitând legăturile dintre vegetație și fauna elementului. Sunt foarte adesea în conexiune cu energia din tufișuri, desișuri sau alte forme de vegetație densă, întunecată și uneori înspăimântătoare pentru alte ființe. Elementul foc este animat de elementali precum salamandrele. Ființele salamandre sunt spirite ale focului și n-au nimic de a face cu șopârlele care au același nume din planul nostru material. Poate doar oarecare banală asemănare ca formă, dar fără aceste ființe salamandre, focul nu poate exista. Nu putem aprinde un chibrit sau nu ne putem chinui să facem un foc fără prezența și acordul unei salamandre. Există multe familii de salamandre, diferite în mărime, aspect sau demnitate. Uneori se prezintă ca mici sfere de lumină, alteori ca o flacără sau lumânare. N-au formă fixă, dar de regulă seamănă mai mult cu limbile unui foc. Ca toate ființele elementale, au capacitatea, dacă este necesar, de a-și mări sau micșora dimensiunea și forma, ori de a manipula temperatura ambientală. Trăiesc în apropierea vulcanilor activi, în zonele deșertice, în general în locurile unde temperaturile sunt înalte și clima foarte uscată. Elementalii focului sunt profund influențați, ca toate ființele naturii, de gândirea umanității. N-au reprezentarea ajutorului oferit sau a consecințelor unor acțiuni. Pot îndeplini sau alimenta dorințe piromane, fără să le pese de consecințe. Nu intră în sarcina lor, însă, făcând pe plac unor minți întunecate, energiile pot cuprinde forme de exprimare extrem de destructive. Și ființele elementului foc sunt clasificate în subdiviziuni, însă avem puține date despre adevărata lor ierarhie, pentru că sunt puține persoane umane care comunică conștient cu ființele focului. Silfidele sunt cele mai cunoscute spirite ale aerului. Elementul lor are cea mai mare rată de vibrație dintre cele patru, căci este format exclusiv din componente eterice. Nu este nimic dens în acest element. Trăiesc și ele sute de ani, ajungând adesea la 1000, dar nu par să îmbătrânească niciodată. Se spune că le place să trăiască pe vârfurile munților, îndeosebi, sau oriunde pot să anime și să modeleze aerul în voie. Silfidele iau deseori forme umanoide, căci pot copia foarte ușor orice formă de energie, însă își creează o formă numai pentru perioade scurte de timp și pentru un scop. Dimensiunile lor variază, pot avea înălțimi umane, cât și micuțe, chiar sferice și microscopice. Silfidele sunt volatile și schimbătoare. Sunt ființe elementale mai puțin răutăcioase, deși, ca oricare altele, și ele devin influențate de gândurile oamenilor
și de formele eterice ale lucrurilor din jur. De obicei au aripi și arată ca heruvimii sau zânele. Uneori se joacă cu structuri mai dense de energie, precum norii de pe cer, aceia albi pe care îi vedem vara. Pot copia în preajma oamenilor forme și figuri pentru distracție. Aceasta este natura lor firească până la urmă, să creeze forme. Datorită legăturii lor cu aerul, care este asociat cu aspectul mental, una dintre funcțiile lor este aceea de a ajuta oamenii să primească inspirație. Silfii sau silfidele sunt atrași de cei care își folosesc mintea, în special cei dedicați artelor creative. Spațiul dintre noi, dragii mei, este plin de asemenea ființe. Nu este nevoie să mergem pe vârfuri de munte ori în locuri bântuite de vânturi ca să știm că acolo sunt silfidele. Totuși, unii dintre noi, oamenii, le pot și vedea. Alții le pot simți ca o adiere sau le pot auzi ca un mic suflu. Cu siguranță, silfidele sunt și ele de mai multe feluri, în funcție de sarcinile și înzestrările lor, dar despre ele încă nu știm foarte multe, în continuare. În final și nu în ultimul rând, ființele elementului apă, ondinele sau undinele. Undinele își datorează numele cuvântului latin undă, care înseamnă val. Locuiesc în râuri, în special în zonele unde curg printre stânci, producând cascade și spume zgomotoase. Alte varietăți sunt marine și trăiesc pe coaste și plaje, întotdeauna în locuri adăpostite, poate chiar grote. Forma lor seamănă cu cea a unei femei în partea superioară. Au părul lung, înnoată cu viteză extraordinară și sunt confundate frecvent cu sirenele. Undinele sunt ființe elementale, care nu doar că trăiesc în apă, dar o și modelează în valuri, în fluxuri curgătoare și chiar forme stătătoare de apă. Acești elementali ai apei sunt capabili să controleze în mare măsură cursul și funcția elementului de apă. De natură eterică, ele există în apa însăși și prin urmare nu pot fi văzute cu ochiul uman. Dar cei care au reușit să comunice cu ele energetic spun că sunt ființe frumoase de privit și foarte grațioase. Sunt adesea văzute călărind pe valurile oceanului sau înălțându-se deasupra cursurilor de apă, tot în mici vârtejuri sau învolburări. Undinele pot lua forme multiple, mai exact, adoră să intre în locuri scavate sau găurite, dar în esență sunt forme libere de energie care caută să rămână neîngrădite și nestăpânite. Conceptul sirenei, cum spuneam, este legat de aceste ființe elementale, dar există și undine care păstrează corpul elementului apă, corpul lor, de o formă lichidă. În mitologie sunt cunoscute precum nimfe, doar că sunt ceva mai personificate, mai umanizate, mai materiale. Fiecare băltoacă este creată cu prezența unei undine, fiecare fântână are propria nimfă, fiecare ocean are propriile sale oceanine, o altă categorie de undine. Undinele sunt atrase de tot ce este fluid și curgător, dragii mei, tot ce are în compoziția sa apă. Se simt conectate și comunică cu oamenii prin canale care au aceste ingrediente, apa. Sunt prezente în tot ce conține apă și comunică prin intermediul apei. Prin urmare, cum apa este un alt mare conducător de energie, ele au capacitatea de a culege informații din acest fluid conductor de pe pământ. În modul acesta, undinele pot să comunice cu ființe mult mai materiale prin intermediul acestui element, apa. Se conectează cu esențele vitale și lichidele plantelor, animalelor și oamenilor. Se pot conecta la istoricul ființelor pământului. Sunt ființe emoționale, foarte prietenoase și deschise spre slujirea ființelor umane. Dragii mei, există multe familii de undine. Naiadele, nereidele și oceanidele, în special ale genului feminin, dar mai sunt și tritonii. În vreme ce nereidele sunt nimfe ale mărilor, iar oceanidele, nimfe ale oceanelor, naiadele sunt nimfe ale apelor dulci. Conform mitologiei elementale, naiadele guvernează peste râuri, șuvoaie, pârâie, izvoare, fântâni, lacuri, eleștee, puțuri, mlăștini, vin divizate în mai multe subclase. Crineele sunt în fântâni, pegeie în izvoare,
eleionomele în mlaștini, potameidele în râuri și limnatidele în lacuri. De asemenea sunt ocrotitoarele izvoarelor subterane de pretutindeni. Ele, naiadele, protejează, ramifică, influențează și răspund de pânza freatică a pământului. O naiadă este strâns legată de corpul său de apă și existența ei depinde de acea sursă. Dacă un pârâu seacă, se spune că o naiadă moare. În mitologie, apele peste care naiadele domneau erau presupuse a fi deținătoare de puteri inspiraționale, medicinale sau profetice. De aceea, naiadele erau deseori adorate de către grecii antici, alături de divinități ale fertilității și creșterii. Dar nereidele, protectoarele mărilor, sunt spirite puternice ale naturii feminine, care, în mitologie, slujeau ca escorta Afroditei, cea născută din spumă. Ele protejează bărcile și însoțesc marinarii să străbată apele mărilor. Tritonii, în schimb, constituie complementul lor masculin, aparținând și ei suitei lui Neptun în mitologie. La fel ca nereidele, au corpul asemănător celui uman în partea superioară, iar în partea inferioară seamănă cu un pește. Undinele, dragii mei, nereide, tritoni, oceanide sau naiade sunt toate spirite elementale cu înfățișare umanoidă îndeosebi. Foarte frumoase și emoționale, dar uneori amăgitoare. În mitologie au fost considerate păzitoarele vârtejurilor, putând fi atât malefice cât și benefice, dovedind un caracter capricios și atrăgător în același timp, astfel încât îi puteau tenta chiar și pe zei. Dragii mei, elementalii, ființe magice pe care le cunoaștem ca spirit ale naturii, sunt doar una dintre numeroasele expresii ale creației, manifestări subtile ale lumii noastre. Elementalii, ființe fragile de o importanță vitală pentru viața pe pământ, dau formă și ordine naturii universului, restabilind necontenit echilibrul forțelor energiilor, lucrând continuu la îmbinarea elementelor, astfel încât ele să aducă armonia lumii într-un mod perpetu. Lucrând continuu la îmbinarea elementelor care să aducă armonia lumilor într-un mod perpetu. Nu avem idee cât efort depun pentru ca lumea, așa cum o știm, să rămână pentru noi o oază sigură de existență. Cert este că fără ei, fără elementali, armonia vieții nu mai există. Odinioară, când eram mai apropiați de natură, cunoșteam și simțeam fluent acest aport al ființelor elementale. Odinioară, puteam percepe legăturile subtile care ne legau de natură și aveam un mod mai simplu, dar mai respectuos de a coopera cu forțele ei. În zilele noastre, îndepărtați din ce în ce mai mult, simțim că avem nevoie să vibrăm la unison cu armonia universală și să ne recunoaștem reciproc sacralitatea, atât a noastră, cât și a ființelor elementale. Și atunci când ne simțim atrași în mod misterios de natură, de oricare din manifestările ei, de oricare din elementele ei, oare este o întâmplare? Sau ființele elementale comunică cu noi prin elementele care ne compun și ne cheamă către a redeveni co-creatorii de demult?